Da, puteți să ne spuneți, dacă nu-i secret, bineînțeles, ce le-ați spus după meci la vestiar? Bă, doc, cred că deja se știe, eu de fiecare dată vorbesc cu ei, ce să le spun? Le-am explicat toate, le-am spus toate lucrurile acestea, așa, am analizat imediat, pentru că ei pleacă, s-au plecat imediat, trebuiau să rămână cu... În două, trei vorbe ce le-ați spus acum. Trebuiau să rămână cel puțin cu o analiză succintă și foarte precisă a ceea ce s-a întâmplat. Pentru că se duc, mai văd după o lună, iarăși două, trei zile, iar nu-i simplu deloc. Deci, în primul rând, le-am cerut ca... Le-am mulțumit pentru victorie. În al doilea rând, am admirat modul în care jucătorii de rezervă au intrat în teren față de Kosovo, unde au fost mai individualiști. Aici au intrat și au făcut datoria. De fapt, au și contribuit la victorie și Hagi și Mitriță și Alibek. Le-am explicat de ce am suferit în meciul ăsta. Tot exact ce v-am spus vouă. Diferența între o echipă fizică foarte puternică și o echipă tehnică care a fost împiedicată să joace din cauza gazonului, pentru că ai noștri sunt jucători de mare viteză. Au fost obișnuit și Drăguș și Man și Mihailă. Ei își dezvoltă atacurile, contraatacurile și atacurile rapide datorită vitezei și tehnicilor în viteză. Terenul ăla le-ați văzut poate la de vreo două, trei ori cu niște contraatacuri foarte tăioase, cum le sărea mingea în nas, în picior, era foarte greu de controlat. Și pentru jucătorii de viteză lucrul ăsta este esențial să aibă un teren foarte bun. Și în al doilea rând, un jucător de viteză cu un astfel de teren, imediat îi se moaie picioarele. Ei nu se refac la fel de bine ca jucătorii la mijloc, câte nu sau ca apărătorii. Deci le-am explicat că e normal ceea ce s-a întâmplat în teren, condițiile astea, și este anormal așa în general, cât de insistenți au fost ei în a câștiga totuși meciul. Adică orice echipă ar fi cedat la puterea astora. Ai noștri n-au cedat și au găsit soluții pentru a câștiga meciul. Deci asta... cu ce? Cu armele tehnice și cu Ioannis Hagi și cu Mitriță. Deci cu asta, cu ceea ce știm noi să facem. Da, da, da. Deci cam asta. Și asta, bineînțeles, i-am rugat să aibă în continuare de ei, să refacă bine de tot, să se întoarcă la echipa națională în condiții de sănătate, pentru că avem nevoie, sunt două meciuri în deplasare foarte importante. Și bineînțeles, i-ați îmbrățișat. Nu, i-am îmbrățișat așa pe toți odată, că erau toți foarte, foarte transpirați, nu puteam să mă... că mă făceau learcă. Nu, i-am îmbrățișat de astea și i-am rugat foarte mult să facă tot ce e posibil să-și mulțumească și echipelor de club, pentru că, până la urmă, ei sunt plătiți acolo, la echipelor de club. Și dacă ei își vor face datoria la echipelor de club, cu siguranță se vor reveni la echipa națională cu o stare de spirit bună. Și asta este lucrul cel mai important, adică îi incit să facă toate eforturile posibile să joace titularii în echipele lor. Da. Și atunci câștigă și echipa națională. Ce ați simțit? Deci, lucruri de genul ăsta.